Am pregătit pentru astăzi, în mod normal, un discurs formal, un discurs caracteristic oamenilor politici sau unui om de administrație publică, dar observând atât de multă materie cenușie calitativă aici și atât de multă metaforă ivnesciană reieșită numai din prezența dumneavoastră a invitaților, cred că nu are sens. Și atunci vreau să vă asigur doar prin vocea mea și prin promisiunea domnului primar Cosmin Andrei că această gală va avea în viitor o strălucire mult mai mare, că de la an la an vom fi mai buni, alături de colaboratorii noștri, de Fundația Hyperion, de Academia Română, de cei de aici, de la Filarmonica Botoșani, de la Teatrul Mihai Eminescu. Și principala promisiune a noastră este că anul viitor vom avea o nouă locație, practic o capodoperă de data aceasta urbanistică, Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, unde vom ține o gală cu o strălucire mult mai mare. Vă mulțumim și sperăm să avem o gală reușită în seara aceasta. Tot și aș vrea să vă transmit salutul Ministerului Culturii și a doamnei ministru Raluca Turcan, care își cere scuze că nu poate fi astăzi, dar promite cu adevărat, dacă va deține în viitor aceeași poziție, să participe la activitatea de anul viitor din 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale. Cred, așa cum spunea domnul viceprimar, ne vom reuni cu toți în gala de decernare a premiilor Mihai Eminescu, atât pentru opera Omnia, cât și Opus Primus. Vreau să vă reamintesc tuturor că atunci când a fost instituit acest premiu, aceste premii la Botoșani, Ministerul Culturii a contribuit prin Inspectoratul de Cultură, prin Fundația Hyperion, condusă de Gelu Dorian, prin Unia Scriitorilor și de la statuarea ca important premiu în domeniul culturii naționale. Vreau să vă felicit pe toți cei care reușiți, în pofida tuturor dificultăților care au fost în timp, să mențineți acest premiu. Este important ca aceste două premii să se acorde la Botoșani, atât Opus Primus, cât și premiul pentru opera Omnia. Vreau să vă felicit pe toți laureații premiului, care și au devenit nu doar cetățeni de onoare ai urbii noastre, ci și cetățeni de onoare ai culturii naționale. Vreau să reveniți cu drag la Botoșani și să sperăm că viitorul arată mai bine. Nici nu știu de câte ori până acum, din partea unui scriitorilor, am participat la deschiderea acestui eveniment și de fiecare dată am vorbit despre Mihai Eminescu în diferite ipostaze. Cineva m-a întrebat de ce sărbătorim momentul morții sale. Și am spus că aici e cu totul altceva. Vorbim de circumstanțele înălțării, pentru că zilele astea noi purtăm harul ridicării către cer. Și dacă cineva, după dispariția sa fizică, continuă să rămână în conștiința poporului său atâta vreme, atunci putem cu îndreptățire să vorbim nu de coborâre, ci de înălțare. Iar dacă totuși vreți să vorbim despre coborâre, așa cum se întâmplă oricărui om, eu aș prefera, în loc de coborâre, să spunem poborâre. În cazul lui Mihai Eminescu. Și pentru că am sugerat postumitatea asta, vorbiți despre felul în care generațiile următoare au interpretat, au tălmăcit ce era stălmăcit pe Mihai Eminescu. Și asta e și argumentul pentru care spunem că e poet național. Știți că e o cinste pentru noi să avem un poet național. Nu toate popoarele au poeți naționali. Sunt popoare care au mari poeți, dar care nu sunt poeți naționali. Care... Ce înseamnă să fii poet național? Înseamnă că momentele dramatice de răscrucere unui popor, poporul acela găsește în cuvintele, în mesajele poetului, îmbărbătare, consolare sau limpezire. Baudelaire este un mare poet, dar el nu este în acest sens un poet național pentru francezi. Nici Edgar Allan Poe, nici Leopardi, nici Schiller, nici Goethe. Așa cum este Eminescu pentru români. Am fost odată la Memphis
Și la noi fiind ciudat, știți, noi spunem că suntem pe după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. E bine, acolo s-a dovedit că oamenii, așa ca niște îngeri căzuți, interpretează pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Și la Memphis, pe pereți, și erau tot felul de sfinți în frunte cu Mântuitorul, toți erau cu nasul turtit, cu părul creț și cu tenul smeat, așa cum erau enoriașii de culoare din biserica aceea. Așa și posteritatea lui Eminescu a fost răstălmăcită, pentru că fiecare generație a încercat să ia din Eminescu ceea ce îi folosea. Ba chiar Iora Școală m-a învățat că împărat și proletar este un manifest de-a dreptul prudonian pentru Revoluția Proletară. Când, de fapt, Eminescu ironiza acest fel de a interpreta istoria. El a fost adeptul revoluției organice și revoluțiile de orice fel îi repugnau. Ba chiar împărat și proletar, socotit până la imaginea regelui Ilir, e un fel de ecleziast, un fel de deșertăciune a istoriei și niciun caz o îmbărbătare revoluționară acesteia. Eu eram polit. Începuse o furtună. Și dintr-o dată, statuia lui Eminescu s-a acoperit de flori de tei. Și până la urmă mă uitam la statuie și la flori. Și mă gândeam, care din ele, chiar dacă nu e la fel de trainică, e adevărata statuie a lui Mihai Eminescu. Vă las și pe dumneavoastră să vă gândiți la asta. Eu am răspunsul meu, care era chiar și o adiere, era ca o aureolă în jurul statuii de piatră. Așadar, am vrut să spun cu asta că în fiecare primăvară, în fiecare anotimp poate, există câte o statuie vie a lui Mihai Eminescu și care ne învie. Mulțumesc! V-am regăsit și bine ne revedem la una din edițiile Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, cea de-a 33-a, speranța că de aici înainte vor continua în această formulă și vom avea și un alt spațiu mai adecvat acestei gale. Sala Teatrului Mihai Eminescu din Botoșan, așa cum mi s-a promis și de către domnul viceprimar prezent aici. Momentul acesta al galei înseamnă prezentarea seriei de poeți laureați ai Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, cărți editate la editurile Parela 45, Carte Românească și Rocar în prezent, toate administrate de poetul și editorul Călin Vasile. Această colecție este susținută financiar de Primăria și Consiliul Local Botoșan și reprezintă, cred că, una din cele mai importante momente ale acestui premiu. Poetul primește o coroniță, primește o diplomă, primește o sumă de bani, dar îi se editează și o antologie de autor. Eu am slujit poezia, poate cu viața mea. Eram copil când i-am făcut și un semn. Urmează-mă și roa, apleacă-te șobea. Eu te învăț să scrii în ritmul grav și demn. E secolul ce alungă oricare sfânt sau zeu și învrăjbit cu sine îți pare cel din urmă în care poți alege, deși ți-e tot mai greu, în primăvară mielul nevinovat din turmă, juninca înjunghiată, schimbată pe cartofi și pe porumb culită Europa necrescut cu laptele poeziei. O, funcționari filozofi! Vor harfa lui David să o rupă. E trecut. Eu am slujit poezia, nu m-am slujit de ea. Știu, sună cam patetic, dar ăsta e adevărul. Castalie izvorii l-am băut cu prima stea. În el, coroana, umbra, într-o livadă, măr. Dar ea nu-i înțelegea disperare. Vedea cum o ciupercă violetă, le-a acoperă pieptul. Dar ea nu-i înțelegea disperare. Apoi au venit îngerii, umblau pe el ca furnicile pe ușuroi și cu dinții prinzându-l de păr, l-au târât pe un drum pietruit și prin iarbă, până în grădină. Acolo, la o masă de sticlă, au mâncat, au băut și au dormit, iar în țara lui începuse să se vorbească o altă limbă. Ea îl vedea,
cu capul jos în lumină. Cu capul jos în lumină, ca într-un stomac nesătul, păi mă dă gerat. Și nici noi n-am înțeles, noi, Doamne, noi bătrâni, noi înțelepții. Pentru că întotdeauna adevărul a fost opera unor oameni neîndemânați. Ce mai faci? Ce mai faci? Ce să fac? Ce să fac? Văd că nu mai port pălărie. Văd și eu că nu mai port pălărie. Apropo, mai scrii, mai scrii, din ce în ce mai rar, când am tun, când postum, ei, altădată beai și cântai prin bodegi, da, altădată beam și cântam prin bodegi. Nu mai port nici buton la cămaș, nu mai port nici buton la cămaș. Tot glumesc ai rămas, tot umoristic. Da, când glumesc, când umoristic, mai mănânci, mai mănânci, mai mănânc. Statuia lui Eminescu, noaptea. Privesc statuia lui Eminescu, noaptea, o noapte imperială. În preajmă, iau cina târzie, măturătorii de stradă, femei și bărbați, au chipuri tăcute, imemorabile. Mai mulți șobolani se adună brusc în jurul statuii, într-un cerc ocult, conspirativ. Încep să vocifereze pe trei voci. Poetul este un impostor, nu descrie realitatea. Îl vom sfâșia, îl vom sfâșia. Este media nopții în Europa. Măturătorii se ridică tăcuți, preiau măduroaiele și pun pe fugă șobolanii asedianți. Privesc statuia lui Eminescu noaptea. O noapte clară și sfântă, încât poți citi ode în metru antic. Bună seara! Sunt pentru prima oară în postura aceasta de membru, la care de președinte al jurului, fără să-mi dau bine seama de ce președinte. Dar mai întâi îmi cer scuze pentru ținută. Suntem costum. Cum dumneavoastră sunteți lejer, îmbrăcați aproape toți, mă simt foarte prost în costum, m-aș fi simțit mai prost dacă am și cravată, dar din fericire nu am cravată. Apoi nu e niciun secret că întotdeauna jurul are păreri diferite. Are fiecare preferință lui în lista pe care o vezerea. Dar până la urmă se ajunge la o înțelegere. Dacă în toate circunstanțele mondiale oamenii ar lua drept criteriu modul în care un jur de poezie dezbate și decide, vă dați seama că lumea ar fi mult mai liniștită, mult mai pașnică și mult mai fericită. Și acum să vă citesc. Proces verbal încheiat astăzi, 15 iunie. Jurul de acordare a Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, Opera Omnia, pe anul 2023, format din Mihai Zanfir, președinte, Irina Petraș, Vasile Spiridon, Daniel Cristea Enache, Ioan Colban, Vitalie Ciobanu și Nicolae Oprea, membri, având în vedere nominalizările primite din partea organizatorilor, și anume Marian Drăghici, Ioan Mălăvan, Ioan Espop, Casian Maria Spiridon, Arcadie Suceveanu, Grede Tarnă, Lucian Vasiliu, Călin Blasie și George Vulturescu, în urma juizării, oribil cuvânt, mă rog, în două runde, prin vot secret, a decis ca laureatul celei de-a
33 ediții a acestui premiu să fie poetul Lucian Vasiliu. Cred că are candidat prezentul proces verbal pe care inculpații jurul îl sărează. Îl rog pe laureat să vină pentru că am pentru el o surpriză. N-am spus-o nimănui, nimic e surpriză. Domnul Ion Pop va mâna coronița, domnul viceprimar Cecul. Cecul. Mai există Cec? Da. Banca Transilvania, știam. Mă bucur tare mult, sunt între doi academicieni, eu sunt Academia Bărlădean. Prin care se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Botoșani, domnului Lucian Vasiliu, laureat al Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, opera Omnia pentru anul 2023. Vă rog chiar să ne spuneți la recitație o poezie. Da. Câte minute îmi oferiți? Mulțumesc mult. Sau ce mai o secundă? Laureatul nostru în seara asta imediat s-a gândit ca și mine la forma corectă, pentru că noi suntem niște apărători ai limbii române. Doamnelor, domnișoare și domnilor, mă bucur, am onoarea să spun câteva cuvinte despre laureatul din seara aceasta. În primul rând este față de o atitudine afectivă, pentru că a fost un cobai al meu. În 1990 mi-am început cronica literară la Ateneu, bine mai publicat și înainte, cu o cronică despre volumul de atunci, Verile după Conachi. Era 1990, au mai urmat câteva. De fapt, am început în 1981 cu Moda în Monada, despre felul cum înaintez, au mai urmat și alte culegeri sau antologii. Este vorba despre Mierna de la Casa Pogor, este vorba de Șobolanul Boș, despre atelier de potcovit inoroci. Urmează, mai importante, Cod numeric personal, Fata Magnolie. Și ultimul din acest an, Frag Monada. După cum vedeți, începe și sfârșește printr-o monadă. Monada, Mona Monada și Frag Monada. Care ar fi monada lui Lucian Vasiliu? Ar putea o găsi în, poate în volumul intitulat despre felul cum înaintez. Cum înaintează el? Uitându-se înspre trecut, are o oglindă retrovizoare. De ce? Fiind muzeograf, după cum ați auzit, s-a plimbat mult printre statuia, a îngrijit statuile, dar cel mai mult i-a plăcut statuia lui Conachi. Deci apă este vorba despre un mediu românesc, este vorba despre un mediu plin de lacrimi, mai mult sau mai puțin sincere, dar Lucian Vasiliu își ia în serios acest rol de poet postmodernist. Felicitări tuturor celor care 33 de ediții cu Emilul Gelu Dorian și cu echipa, cu toți cei care nu mai sunt, țin un discurs foarte scurt, foarte, foarte scurt, ca să încerc să cuprind tot ce s-a întâmplat la edițiile cele 33. Am lipsit, cred că la 2-3 și eu, cu Mihai Ursache la prima ediție, cu Petru Creția la Ipotești, cu Andrei Pleșu, ministrul nostru al culturii, cu Ana Blandiană, cu Mihai Ursache, cu Gelu Naum, cu Ștefan Augustin Doinaș, cu Gabriela Melinescu, cu câtă frunză, câtă iarbă. Acum sunt bucuros încă o dată, am mai spus-o astăzi, că Eminescu a trecut și frutul și s-a întors cândva de la Odessa. Și atunci voi citi un poem scurt, Eminescu la Odessa, și apoi voi rosti un poem mai scurt,
Din 1972, una din primele mele încercări literare, le-am trimis Ane Blandiana la poșta redacției, la revista Contemporană. A fost întâi Ana Blandiana, apoi Ioane Domanescu, revista Comorbi Literare, apoi Mihai Rusache, revista Opinia Studențească, apoi Cezar Ivănescu, revista Luceapărul, și mă opresc aici și vă mulțumesc tuturor. Prin urmare, gratitudinea mea și preeminescu la Odessa, cu un motto dintr-o epistolă a lui Eminescu către amicul jurnalist Vasile Burlă. Scria Eminescu acolo, rogu-te să nu mă uiți aici, oropsit printre ruși. Și acum poemă. Astă noapte m-am visat oștean. Apăram cetatea Odessa, formase o ceată a umbrelor. În loc de mitraliere, eram dotați cu uriașe pene de scris, ca în vremea logofătului Conache. La brâu fiecare avea adârnată o călimară cu violetă cerneală. Brusc furăm înconjurați de tancuri. Legitimați fiind în limba slavă veche. Cerul prea traversat de îngeri decapitați în forma literelor din alfabetul chirilic. Creștin ortodox fui interogat. Am făcut cruce și rostit am Tatăl nostru în limba greacă. M-am declarat sergent de la podul înalt de pârlat, pregătit să-l salvăm pe junele poet Mihai Eminescu, internat în sanatorul din Liman al doctorului Iachimovici. În mintea mea se războiau popoare dispărute, incașii cu hitiți. M-am trezit deșteptat de pisicile junimistului Ion Creangă. Eram acasă, semn de carte, într-un neunat universal. Țiganii cântă romanța unui băiat ce-am iubit. Să mai ne resc și să beau.